sărbătoare mare la Iași de Sânziene. Pe 24 iunie, edilii vor să strângă la un loc peste 10.000 de ieșeni îmbrăcați în tradiționalele ei. Scopul acestui eveniment este de a statua importanța acestei bluze românești și recunoașterea ei ca făcând parte din patrimoniul UNESCO. În aceeași zi, în fața Palatului Culturii, vor avea loc un târg al meșteșilor populari autentic și unul al produselor alimentare tradiționale. Pentru ca atmosfera să fie una extraordinară, participanților li se pregătește și un spectacol maraton. Astfel, de la amiază, de la ora 13 și până noaptea la ora 23, ieșenii sunt invitați la un concert de muzică populară. Orchestra Lăutarii și Nicolae Bătgros, Ion Paladi, Sofia Vicoveanca, ansamblul nemțean Floricica de la Munte, Laura Lavric, dar și numeroși cântăreți ieșeni, precum și dansatorii ansamblurilor Doina Carpaților și Hora Moldovei.